Bună dimineața! Astăzi vreau să discutăm ceva de genul sau să vorbim ceva de genul despre expresiile interesante. Adică l-au luat cu cătușele și l-au dus în arest. Ca pe un infractor. Dar niciunul nu întreabă cine era. Unul era Mircea, unul era Adrian. Sau săraca fată a primit inelul care și l-a dorit de la băiatul care nu trebuie și a rămas dezamăgit în viață. I-a dat inelul, l-a pus pe mână, s-a căsătorit, după care a început fiordul sau chinul sau toate cele. Săraca fată are un soț aparte. El doar a stat pe cameră și s-a uitat. Asta vrei, dragă? Da, asta vreau, dragă. Serios? Stai să am și bani de așa ceva. Sau să primesc, știi, aprobarea mea? Sau? Săraca fată a luat la sub braț un alt băiat pentru că a fost îmbrobodită de un alt băiat. Păi ce, mă? Tu ești bun? Eu sunt și mai bun. Și acum plânge cu sughițe, mai ceva ca un măgăruș. Săracul l-au luat cu cătușe și l-au dus în arest din nou. Săracul om a rămas fără soție. Săracul om sau săraca fată a primit inelul, dar nu era de la cine trebuia. Și tot așa. Pam, pam.